Pensionarii cu venituri mai mici de 800 de lei pe lună, dar și persoanele cu drepturi conferite de legi speciale, respectiv veterani de război, foști deținuți politici, revoluționari, deportați sau refugiați, donatori de sânge și cetățeni de onoare din Hunedoara și Deva, își pot ridica tichetele gratuite de călătorie pentru transportul în comun. Acestea au început de ieri să se distribuie. De menționat că toți beneficiarii acestor tichete vor trebui să aibă asupra lor fie ultimul cupon de pensie, fie acte doveditoare pentru categoria în care se încadrează.